Exporturile și importurile de mărfuri din țările Uniunii Europene au crescut cu peste 15% în primul semestru al anului 2017. La acest subiect vom discuta cu expertul economic Viorel Chiviga. Bună ziua și bine ați venit în studioul nostru! Această creștere cu siguranță reprezintă un succes pentru țara noastră, dar aceste rezultate corespund așteptărilor, prognozelor? De fapt, are loc o revenire a comerțului internațional într-o albă firească care era în anii 2011-2013, după o perioadă așa destul de tumultoasă în care am avut cădere. Comerțul internațional arată niște semnale pozitive și ar fi foarte bine ca aceste semnale să demonstreze o stabilitate pe dimensiunea comerțului internațional. Are loc și o redirecționare a fluxurilor internaționale de piața estică, piața vestică. Apar companii noi exportatoare, deci în 2 ani avem peste 100 de companii noi care exportă în Uniunea Europeană. Și are loc o creștere a competitivității, atât a companiilor, dar și a bunurilor, a serviciilor care sunt tranzacționate pe terțe piețe. E un proces firesc și, în opinia mea, o valență destul de mare este că se reformează și comunitatea de afacere, dar și instituțiile de stat. Lucrul ăsta, în mod cert, pe viitor va lăsa o amprentă și o amprentă pe care o vom considera una bună. Și vom vedea creștere cu mult mai înalte, dar și stabilitate în comerț. Ministerul Economiei și Infrastructurii menționează că în prima jumătate a anului a fost înregistrată o serie de progrese. Vorbim acum de apropierea legislației naționale de cea a Uniunii Europene, dar și crearea condițiilor favorabile pentru agenții economici. Pe cât de lăudabile sunt aceste succese? Sunt schimbări în ceea ce privește apropierea de activul comunitar. Sunt revăzute, sunt aprobate noi legi, sunt făcute și gafe. E un lucru care, în mod cert, trebuie privit ca atare, dar are loc o schimbare calitativă, deci a cadrului legal și normativ. Mai multe legi sunt adaptate la directivele europene, dar apar și unele semnale pe o pantă sau pe o filiere în care avem tot timpul probleme, climatul investițional, climatul de afacere. Deci excluderea din circuitul normativ a mai multor legi și apariția unor legi care sunt mai calitative, dar și cazul în care cad o serie de instituții cu funcții de control dă unele semnale că în Republica Moldova deja se lucrează cu comunitatea de afacere și se schimbă retorica unor instituții în ceea ce privește parteneriatul pe care îl au cu comunitatea de afaceri. Dacă până acum erau vorbe goale, deja sunt schimbări pozitive. Mă refer în primul rând la unei decizii a unor instituții, cum ar fi, ca exemplu, serviciul VAMAL, când au fost abrogate un număr foarte mare de ordine acestei instituții, acestei entități. Și lucrul ăsta arată că barierele care erau în calea agenților economici, în calea comerțului, ele pică. Pe de altă parte, sunt vizibile unele schimbări pe partea ce ține de suportul acordat comerțului internațional. Apar unele proiecte care eu le consider destul de bune, cum ar fi pare 1+1, care a furnizat prin apariția unor proiecte destul de calitative, suportul unor moldoveni care au o experiență în vest, ca să apară un număr destul de mare de locuri de muncă, de afaceri care sunt foarte calitative. Și 3, instituțiile devin mai moderne. Instituțiile devin adaptate anume la transformările care au loc în jur. Lucrul ăsta, în mod inevitabil, va duce la o schimbare în ceea ce privește prestația lor, în ceea ce privește comunicarea, în ceea ce privește cooperarea cu comunitatea de afaceri. Deci eu chiar aș numi acest proces trecerea de la vorbe goale la un lucru în comun. Aș putea în cazul ăsta veni cu întrebarea dacă suntem sau devenim astfel mai interesați și pentru companiile mixte și pentru cele străine să investească aici în...
Să știți că asta e marea problemă a Republicii Moldova. Eu tot timpul când discut cu reprezentanții comunității de afacere, vin cu exemple. Și un exemplu în așa sens e exemplul Slovaciei, o țară mică, o țară care era considerată agrară, dar care a înregistrat niște rezultate remarcabile în ceea ce privește schimbarea climatului investițional, a climatului de afacere. În mod normal, trebuie să ținem cont că Republica Moldova are nevoie ca de aer, de tehnologii, de experiență, de expertiză, de resurse financiare, de idei. Și în foarte multe cazuri, companiile străine, dar și oamenii de afacere care înființează entități economice așa, în Republica Moldova, ei vin cu idei, cu tehnologii și cu multe alte lucruri de care avem nevoie. Dar pentru a fi siguri că, nu, că ei vor veni și până la urmă vor activa pe piețele din Republica Moldova, trebuie să înțelegem că trebuie să le creăm condiții. Cu mituri nu facem nimic. Și noi mituri am avut foarte multe, deci cu mitul legat de clima moldovenească, de excepție, resursele umane, ieftine, calitative, terenuri fertile, dar miturile apar și dispar. Apar niște realități pe care le avem în Republica Moldova și aici eu cred că trebuie schimbat accentele. Avem nevoie de resurse umane calificate, pregătite, tinere, care ar prezenta interes pentru ei. Doi, avem nevoie de stabilitate și previzibilitate în ceea ce privește legislația din Republica Moldova. Calitatea cadrului normativ secundar în care aplicăm legea. Trei, trebuie să demonstrăm că instituțiile de stat sunt niște instituții partenere și nu atrag atenție numai la funcțiile de control. Și pe de altă parte, Republica Moldova e o țară mică. E o țară cu multe probleme și fiecare problemă care este enunțată de o persoană fizică, de o persoană publică și care ajunge în afara țării, devine deja o barieră pentru ei. Informația circulă și avem nevoie de o imagine a Republicii Moldova ca o țară pozitivă, ca o țară care este deschisă, ca o țară în care guvernarea este în favoarea sau guvernarea face tot posibilul ca populația să se simtă acasă, iar oamenii de afacere, reprezentanții comunității de afacere, sunt bineveniți în țară. Dacă este să vorbim, în prima jumătate de an au fost adoptate 1784 de standarde europene și anulate alte 1965 de standarde moldovenești. Cât de greu este să adoptăm și să trecem la acest nou standard? Mă refer atât la autorități cât și la agenții economici. Să știți că e un proces care pare la prima vedere unul simplu, dar nu este așa. Deci trecerea la niște standarde noi și debarasarea de standardele vechi care creează probleme și care intră într-o situație conflictuală cu cele noi, e un proces care presupune resurse financiare destul de consistente. Doi, presupune furnizarea de informații, pregătirea oamenilor. Că aceste standarde trebuie să fie aplicate de persoane vii și aici chiar e o problemă mare. Dar efortul care a fost făcut, eu îl consider pozitiv, el trebuia de mult făcut și pe prim plan chiar a apărut o dilemă. E necesar, deoarece unii prieteni din ăștia falși pe care avem noi și în afara țării și în țară spun eu că nu este necesar. Dar realitatea e de așa natură. Chiar cu țările unde avem probleme comerciale. Deci în joc sunt puse anume acele standarde care sunt aplicate, care sunt în uz. Și în cazul dat, soluționarea problemei apare de la sine. Dacă europenii pot, de ce nu putem și noi în comerțul internațional cu țările din CSI să aplicăm niște standarde europene și lucrul ăsta trebuie de făcut. Aici eu consider că există și un punct de intersectare cu niște valențe mai mari, am în vedere diversificarea exportului. Noi trebuie să fim pregătiți anume de a exporta pe terțe piețe și să nu privim numai vectorul vest-est ca puncte de atracție. Țările care au înregistrat progrese destul de mari în modernizarea, în creșterea economiei, au considerat tot timpul că țara lor este așteptată și are șansă să ancoreze piețe diverse.
Și lucrul ăsta trebuie să-l facem și noi. Deoarece atunci când privește chiar statistica națională, există o mare discrepanță dintre statele europene, care au în anul 2017 o pondere de 63%, țările CSI 21-22%, deci e o mică creștere. Iar țările terțe, vedeți că le rămâne foarte puțin. Dar sunt unele piețe care se dezvoltă foarte bine, cu o dinamică extraordinară, și eu cred că ele sunt niște piețe care ar putea să atragă atenția exportatorilor din Republica Moldova. Domnule Chivrica, eu țin să vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru. Și eu mulțumesc. Iar noi continuăm ediția.